Poșta Română își va reduce drastic activitatea în județul Bacău în încercarea de a-și reduce cheltuielile și a încheia anul 2013 fără pierderi. Planul de reorganizare pe care îl are în vedere conducerea Companiei Naționale Poșta Română prevede reducerea la jumătate a numărului oficiilor poștale urbane, desființarea tuturor ghișeelor rurale și reorganizarea lor în agenții poștale sau reducerea salariilor cu 10%. Reorganizările vor avea ca efect concedierea a 10 de angajați ai Direcției Județene de Poștă. În satele județului vor dispărea ghișeele actuale, care au program de lucru cu public 8 ore și vor apărea noile agenții poștale care au program de lucru doar 2 ore. Populația va fi nevoită să-și rezolve problemele în doar cele 2 ore pe care le pune poșta la dispoziția publicului, adică plata facturilor, încasarea pensiilor și altor drepturi și alte servicii. Același plan de reorganizare prevede reorganizarea rețelei urbane cu efect reducerea cu 50% a numărului de oficii poștale. Cu alte cuvinte, jumătate dintre locațiile în care poșta oferă servicii publicului vor fi închise, iar băcăuanii vor trebui să bată drumuri mai lungi și să se înghesuie la cozi mai mari pentru a-și rezolva problemele legate de corespondență sau diverse plăți. În municipiul Bacău, oficiile poștale mai funcționează pe străzile Mărășești, Republicii, Ștefan cel Mare, Mărășești, Stadionului, Mioriței și George Bacovia. Ghișeele poștale din cartierele CFR și Șerbănești vor fi închise. Din 7 oficii poștale existente în momentul de față care funcționează, plus 2 ghișee exterioare, cele din Șerbănești și cel din cartierul CFR, vor rămâne numai 3 oficii poștale. Cu siguranță va fi oficiul 1, iar celelalte oficii sunt necunoscute pentru noi, dar prin această măsură practic nu vom mai veni acum, nu vom mai fi aproape de cetățeni, ne vom depărta de aceste puncte de lucru, de aceste cartiere mărginașe municipiului Bacău, care cetățenii vor fi obligați să parcurgă zeci de kilometri sau câțiva kilometri să parcură până la noile oficii poștale care vor fi organizate și vor fi desemnate de conducerea companiei. De asemenea, în mediul rural, în acest moment, tot prin decizia domnului director general și o strategie la care se lucrează acum, este desfințarea a tot ceea ce înseamnă ghișeu exterior rural. Ghișeu exterior rural în județul Bacău avea un număr de 50 și acestea vor dispărea. Nu cunoaștem forma sigură acestor subunități. Se pare că dumneavoastră vor să le transformă în alt tip de subunitate, aceea care va avea program cu publicul numai 2 ore. Până acum, în mediul rural, funcționam cu subunități care erau deschise publicului 8 ore. În ultimele zile, poștașii din întreaga țară au organizat proteste la București în semn de nemulțumire față de efectele măsurilor de reorganizare, concedieri, reduceri salariale și servicii tot mai proaste pentru populație.